Bine v-am găsit, părinte! Bine ați venit! Mulțumesc! Ne aflăm în Biserica de Lemn Buna Vestire și Sfântul Arhanghel Mihail din satul Urș, Comuna Popești, și recent ați fost selectat pentru câștigarea unui premiu. Despre ce este vorba? Biserica noastră, monument istoric cu hramurile Buna Vestire și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, a fost restaurată printr-un proiect de mare amploare de conservare și restaurare de monumente istorice, iar în anul acesta, când au fost înscrise mai multe proiecte pentru a participa la acest concurs de premiere de la Europa Nostra, Comisia pentru Conservare și Restaurare de Monumente Istorice, din câte am înțeles, au participat 24 de proiecte din 18 țări din tot continentul acesta Europa, și printre care, din câte am observat, au fost Spania, au fost Cehia, au fost Olanda, au fost mai multe țări din Europa, printre care singurul din țara noastră a fost acest proiect de restaurare și conservare a Bisericii de Lemn cu Hramurile Buna Vestire și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Urș, Comuna Popești, județul Vâlcea. Ne bucurăm foarte mult că am participat. Pentru participarea aceasta s-a ocupat Fundația Pro Patrimonio din București, condusă de domnul Șerban Sturza, și ei au înscris acest proiect pentru a participa la concursul acesta și au fost selectați pentru a primi premiul acesta. Premierea a fost făcută și au intrat între cele 24 de proiecte din 18 țări și a urmat apoi, aceasta se întâmpla prin luna mai-iunie, și apoi au intrat în votul publicului. Și votul publicului s-a desfășurat pe aceste luni și am făcut cunoscut acest proiect pe site-urile de socializare. Mulțumim pentru aceasta și domnului președinte al Consiliului Județean Constantin Rădulescu, care s-a străduit și a pus pe toate site-urile ca să primim voturi, doamnei primar Măgura Aurora și tuturor celor care, Fundației Pro Patrimoniu și tuturor celor care s-au străduit și au făcut cunoscut acest proiect, atât în țară cât și peste hotare, prin site-urile acestea de socializare și prin votul publicului am fost și selectați printre cei care au primit acest premiu de 10.000 de euro de la Europa Nostra. Și ne bucurăm foarte mult și felicit pe această cale pe noi ctitori principali acestei bisericuțe, Fundația Pro Patrimoniu, că au participat la acest proiect și că au și câștigat. Îi felicit și mulțumim în deosebi lui Dumnezeu, căci toate se fac cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, după cum spunea și cineva, de fiecare dată. De când datează această biserică și ce istorie are? Biserica cu monument istoric din satul nostru, satul Urș, Comuna Popești, județul Vâlcea, cu hramurile Buna Vestire și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, datează din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Anul 1757 este spus în mai multe documente acest an, și ca și ctitori sunt pomeniți Ioan Danciu și Popa Constantin, primii ctitori din 1757. Ei au ridicat o biserică de lemn fără pictură, o biserică de lemn în care s-a slujit, iar în 1838 a avut loc un incendiu care a deteriorat această bisericuță și în 1843 Nicolae Milcoveanu s-a ridicat împreună cu locuitorii comunei satului acestuia Urș, locuitorii parohiei, și au ridicat o altă bisericuță și au acoperit-o cu zugrăveală, după cum spun documentele. Adică au acoperit-o cu pictură, despre care se știe că e făcută de meșteri zugravi din satul Urș, de Gheorghe Ioan din satul Urș și Nicolae din satul Urș. Bisericuța noastră, iată, în 1843 a fost acoperită și cu pictură, ceea ce îi dă o mare valoare. Ea s-a păstrat în mare parte pictura aceasta și după ce în vremuri vitrege, ea s-a păstrat cât s-a putut de bine. Deși în 1913 a fost construită o biserică de zid mai încăpătoare, în care să aibă loc mai mulți credincioși pentru a se ruga,
Și bisericuța aceasta a mai fost folosită pentru rugăciuni de prohodire, pentru parastase, pentru mormântări și pentru Sfânta Liturghie, dar ea, deteriorându-se în timp, nu s-a mai putut sluji. Ultimele slujbe au fost cam din anii 1950 prin această bisericuță, pentru că s-a deteriorat foarte tare. Fiind monument istoric, a fost greu de realizat restaurarea acestei bisericuțe. S-au încercat restaurarea acestei bisericuțe, care au fost nereușite în anii 1984 și în 2002. În 1984 nu s-a reușit pentru că, datorită faptului că acea conducere a vremii avea alte priorități decât restaurarea de monumente istorice. Iar în 2002, proiectul fiind realizat, n-a trecut de Comisia de la Craiova. N-au fost întocmite, probabil, documentația n-a fost întocmită așa cum prevedeau cerințele și n-a trecut de Comisia de la Craiova. Apoi, în anul 2009, au venit aici studenți și au făcut lucrarea aceasta de vară, de practică aceasta, au făceau practică aici la bisericuții, iar în 2010 a fost implementat proiectul acesta 60 de biserici de lemn, drumul lemnului, restaurarea a 60 de monumente istorice de biserici de lemn din toată țara. Și noi eram pe locul 12, din câte știu, și fundația aceasta Pro Patrimonio, împreună cu domnul Șerban Sturza, care atunci era și președinte al Ordinului Arhitecților din România, au venit la fața locului să vadă bisericuța. Au fost și arhitecții aici, Virgil Apostol și Ștefan Bălici, care, mergând pe aici, atunci când se aflau în cimitir aici la noi, a căzut bolta altarului. Pentru că un pop de sprijin acolo era de defect și a căzut bolta altarului și atunci domnul Șerban Sturza s-a deplasat la fața locului și a hotărât ca de pe locul 12 să o treacă pe primul loc, văzând și valoarea ei prin pictură, prin arhitectură, să o treacă pe primul loc între bisericile monumente istorice care să fie restaurate. Și a vorbit cu noi, cu preoții parohiei, preotul Șerban Vasile și eu, preotul Șerban Constantin Valeriu, și ne-a promis că ne restaurează dacă vom sluji în ea. Și sigur că ne ținem promisiunea aceasta de a sluji în ea. Și în 2010 au fost făcută documentația de către arhitectul acesta Ștefan Bălici și Virgil Apostol despre cei doi arhitecți și sigur că a fost aprobată pentru că fiind specialiști s-au priceput să întocmească documentația cum trebuie și a trecut acest proiect și s-au apucat de lucru. La început au realizat o protecție a bisericuței, o construcție auxiliară care deasupra bisericuței și împrejmuită, care să protejeze biserica de vitregiile vremii și să nu se mai deterioreze în timp. Apoi, sub această construcție, au început să lucreze. Au scos acoperișul, au depărtat bârnele care erau putrede și au început să lucreze sub ea în acest timp, de 10 ani, 11 ani. Lucrau mai mult vara pentru că iarna nu era posibilitatea aceasta pentru că fie frig, nu era posibilitatea de lucru, dar vara lucrau și iarna mai strângeau fonduri, pentru că fundația aceasta Pro Patrimonio a strâns fonduri de la donatorii prin diverse concerte de muzică clasică, prin donații din străinătate. Domnul Șerban Sturza știe mai bine lucrul acesta și el s-a străduit foarte mult. Noi, locuitorii comunei Enuria și Parohiei Urși, ne-am străduit și noi, primindu-i și cazându-i la noi, oferindu-le masa sub cheltuiala noastră, pe cheltuiala noastră, oferindu-le mâncarea, masa, hrana, pe cheltuiala noastră și cazarea. Apoi am mai ajutat și noi fundația prin ce am putut. Am cerut sprijin la autoritățile locale să ne mai aducă un nisip, să ne mai aducă o cărămidă pisată, un var ne-am dus. Am făcut proiectul în așa fel încât să fim și noi de folos, așa au vrut și ei, să fie implicată și comunitatea și toți înuria și parohiei, cei credincioși au venit și s-au implicat, le mulțumim și a fost dus la bun sfârșit acest proiect cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor.
Bănele acestea, care sunt o parte din ele, cele mai mari bărne, care erau în partea de jos și unde au fost deteriorate complet, au fost scoase și sunt depozitate undeva, aici, într-o cameră. Și pentru că domnul Șturz a spus că nu trebuie să le îndepărtăm, trebuie să le păstrăm spre amintire. Și au fost locuite cu bărne noi. Domnul Șterban Stus a adus pe la Botoșan sau de unde a adus dânsul bușterii mari și meșteri barabureșenii manual, lucrând manual ca pe vremuri când a fost realizată construcția acestei biserici pentru prima dată, au cioplit și au făcut bărnele și le-au înlocuit, unde au fost complet distruse. Unde au fost, nu au fost distruse, s-a realizat conservarea lor și restaurarea lor pe unde s-a putut. La acest proiect au participat voluntarii din București, de la universitățile acestea de artă și de la Universitatea de Restaurare și Conservare de Pictură, sub îndrumarea domnului Dan Mohanu, la Universitatea aceasta de Conservare și Restaurare de Pictură, au lucrat sub îndrumarea domnului Dan Mohan, care era specialist, și sigur că șeful de șantier, cum ar veni, a fost domnișoara Ana Irina Chiricuță, care și ea era absolvent de al Universității acestea de Restaurare și Conservare de Pictură și apoi masterand și apoi pe mai departe și-a luat toate studiile și ea a fost președintele de șantier, adică cel care a coordonat lucrările. Au venit voluntari din universități sub coordonarea și selectarea Fundației Pro Patrimonio, iar toți au lucrat sub atenta supravegherea domnișoarei Ana Irina Chiricuță, pentru că această bisericuță n-a putea să fie restaurată decât prin de specialiști, că de aceea nici nu s-a intervenit la ea în trecut. Specialiștii trebuia să spună exact ce trebuie să facă ca să se păstreze originalitatea acestei bisericuțe. Ne-am străduit foarte mult, mulțumim pentru că toate acestea nu puteau să fie făcute fără înalta binecuvântare a Arhiepiscopiei. Mulțumim Înalt-Preasfințitului Varsanofie, Părinte Varsanofie, Doctor, pentru înalta binecuvântare pe care ne-a acordat-o de fiecare dată și grija pe care ne-a purtat-o și pentru a putea fi realizate cum trebuie ca la carte aceste lucrări. Mulțumim și titorilor, principalilor titori noi, domnul Șerban Sturza, doamna Raluca Munteanu, Ana Irina Chiricuță, domnul Dan Mohanu și toți cei care au lucrat sub supravegherea acestora, sub supravegherea lor. Ne-am străduit, n-a fost ușor, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca să putem să realizăm acest proiect și mulțumim lui Dumnezeu că a acordat Fundației Port Patrimoniu, care s-a străduit foarte mult și a cheltuit foarte mult aici, cam local la 100.000 de euro, a cheltuit numai ei și noi am cheltuit ce am cheltuit și noi acolo la 20.000 de euro. Și iată că o mică parte, Dumnezeu le-a dat-o înapoi ca să poată să facă și alte proiecte, pentru că ei se ocupă cu multe restaurări de monumente istorice din nu numai din cadrul bisericii, ci și monumente istorice ale marilor scriitori, ale marilor compozitori, muzicieni și așa mai departe, case memoriale. Foarte multe proiecte au în vedere această Fundație Pro Patrimoniu, domnul Șerban Sturza. Îl felicit pe această cale pentru multele realizări pe care le-a putut face prin donații, prin diverse, cum a putut să atragă fonduri, domnul Șerban Sturza a realizat. Eu mă țin de promisiune față de domnul Șerban Sturza și săvârșim foarte multe slujbe în bisericuța aceasta, facem Sfânta Liturghie pe fiecare săptămână, mai săvârșim și rugăciuni de acatist, de prohodire, parastase și așa mai departe în această bisericuță și o să fie plină de viață așa cum a fost și în trecut, atunci când s-a putut sluji în ea. Ce îi dă o mare valoare acestei bisericuțe este faptul că avem pictura aceasta de deasupra ușii de la intrare, Maica Domnului, acoperământul Maicii Domnului cu aripi, care se mai găsește și la Mănăstirea Vovura și în foarte puține biserici această pictură realizată. Totodată avem pe Iisus Viță de Vie la proscomediar și sigur că valoarea ei o dă pictura care
a rezistat în foarte mare proporție, deși, iată, vremurile au trecut peste ea, totuși Dumnezeu a rânduit ca să se păstreze în foarte mare proporție și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim tuturor celor ce au ajutat la realizarea proiectului acestuia de restaurare. Acum că biserica a trecut sub titlul de monument istoric, bănuiesc că turiștii vor vrea să treacă pragul să viziteze această biserică. Este deschisă mai mereu pentru turiști? Bisericuța noastră este monument istoric de mult timp, de foarte mult timp, nu este trecută acum. Este de foarte mult timp monument istoric, doar că era în stare de derăpânare și nu putea fi vizitată pentru că putea să pice în orice clipă un lemn din ea și să se întâmple ceva care nu era potrivit. Și, dar fiind restaurat acum, sigur că ea este și cunoscută foarte mult și mai ales prin proiectul acesta și mai ales că s-au realizat multe filmulețe pentru atât cât a fost și restaurată și după ce a fost restaurată și mai ales prin aceste premii de la Europa Nostra. Prin faptul acesta a fost foarte cunoscută de foarte multă lume și chiar am avut turiști și din țară și din străinătate, am avut turiști chiar în realizarea proiectului, chiar și acum după, mi-amintesc acum chiar după ce s-a terminat, după ce am primit aceste premii, aflându-se chiar ambasadoarea Austriei la București, a venit și a zis că vrea să vadă bisericuța și am venit cu dânsa și cu șoferul și am văzut această bisericuță, a văzut-o și dânsa și am invitat-o să vină la sfințire, dacă poate, nu a reușit să vină, dar a văzut această bisericuță și a plăcut foarte mult. Și mulți turiști au venit atunci când făceam sâmbăta și în cele 40 de sfinte liturghii care s-au făcut după resfințirea bisericii. Au venit mulți turiști și au vizitat-o atunci când slujeam aici. Chiar vedeam că fac poze și că au venit și o vizitează. Și o vor veni și noi vom face tot posibilul ca să o facem cunoscută pe mai departe. Lăsăm și un număr de contact care să avem și vecinii bisericii, lăsăm și număr de contact, venim și noi foarte des pe la ea, deci de fiecare dată oricine trece pe aici pe la bisericuță va fi binevenit și în orice moment li se va deschide această bisericuță ca să o viziteze, să aducă rugăciunea înaintea lui Dumnezeu în bisericuța aceasta plină de duhovnicesc, în care s-au rugat atâția și atâția oameni și ne bucurăm să ne viziteze de fiecare dată cine dorește și cine este iubitor de artă, iubitor de pictură, iubitor de istorie, iubitor de duhovnice și de spiritual. Oricine vine, este binevenit aici. Vecinii știu și numărul meu de telefon, avem număr de contact, avem tot ce trebuie. Biserica este deschisă. Și dacă nu este nimeni la ea, poate să ne contacteze și imediat cineva va veni și va deschide această bisericuță. Și le mulțumim tuturor celor care vor veni și vor vizita această bisericuță și le spunem că va fi un câștig pentru ei să vină și să vadă această bisericuță foarte frumoasă și plină de spiritual și de duhovnicesc. Mulțumim frumos!
Mm-hmm.